Ruga Dumbrăvițeană a debutat duminică 4 iunie cu o slujbă care s-a desfășurat în Biserica Ortodoxă din centrul comunei. După tradiționala slujbă de Rusalii, a mai fost oficiată în avans și vecernia de Rusalii, care în mod normal se desfășura seara. Această alegere fiind luată din motive bine întemeiate. După ceremoniile religioase, dumbrăvițenii prezenți la eveniment împreună cu oficialitățile comunei Dumbrăvița au rupt tradiționalul colac și au întins o horă mare. Ambele obiceiuri fiind cele care marchează începutul rugii. În continuare, dumbrăvițenii s-au putut bucura de muzică, dans și mâncare neaoașă românească și atmosfera de sărbătoare a plutit peste tot. Petrecerea s-a prelungit și în ziua de luni, 5 iunie, cu aceeași vervă și poftă de viață, de care dumbrăvițenii noștri nu duc lipsă. Anechică galbenă, tortă mălegănă, anechică galbenă, tortă mălegănă, șapă-i dită, dită. Dide, nana, ți-o puțe mândruță, că mi-ești tare dragă. Înspre seară, ploaia s-a făcut și ea prezentă la petrecere, dar nu a zăbovit mult și oamenii și-au reluat cheful cu și mai multă energie. Of, Anna, Anna, draga, de pură dulce, de fragă.